În seara asta o să facem poate cumva altfel decât facem de obicei și o să începem prin a mulțumi eu cel puțin celor care ne-au ajutat să punem cap la cap această seară și care sunt în primul rând Centrul pentru Studiile Istoriilor Evreilor din România, Filmerman, și Federația Comunităților Evreiești din România, JCC-ului, Institutului Cultural Român, Institutului Goethe și Departamentului pentru Relații Interetnice. E un eveniment, primul dintr-o serie de trei evenimente pe care le facem. Astăzi seara este aici la JCC, mâine de dimineață este la Institutul Goethe. Este o masă rotundă închisă, de fapt nu deschisă publicului, foarte interesantă pe tema cum oprim antisemitismul din media. Iar miercuri seara, pentru toți cei care sunteți dornici, la ora 5 și jumătate, la ARCU, avem un eveniment dedicat memoriei victimelor Holocaustului. Aș vrea să vă spun numai două cuvinte și după care să-i las pe cei patru prieteni să vorbească. De ce am pornit eu personal cu acest lucru? Eu fac, poate fără să știi atât de mult, de ani de zile, comemorarea victimelor Holocaustului în România. Și spre bucuria mea au început să se realizeze anul ăsta și au început să apară mult mai multe organizații, mult mai multe asociații care au început să comemoreze acest lucru. Dar există două lucruri care pe mine cumva mă sperie foarte tare și de asta am vrut să și discutăm despre asta. Primul este mai general. Am fost și am vizitat lagărul de la Dachau. Și asta a intrat. Am uitat și exact, lăsând numai la o parte, dar să știți că exact asta este senzația pe care am avut-o vizitând lagărul de la Dachau. Se produce un fenomen de cosmetizare, așa îl consider eu. M-am dus cu fiul nostru de 20 ceva de ani și îi povestisem despre ororile de la Dachau, despre tot ce s-a întâmplat și am ajuns într-o pajiște mirifică, un muzeu foarte frumos, în care nu vezi sânge, nu vezi nimic, vezi... Mie mi s-a părut că este o încercare voită sau nevoită de a cosmetiza, de a rearanja puțin istoria. Și asta este una dintre întrebările pe care aș vrea cumva să le discutăm în această seară. Al doilea lucru pentru care iar eu sunt fericit că cineva a scris o lucrare pe tema asta. Eu sunt nepotul lui David Eskenazi, care a fost ucis la pogromul legionar, aici, în București. Luat din casa lui, dus la prefectura de poliție și din dragoste și respect pentru voi, n-am să vă spun ce s-a întâmplat acolo, sfârșitul a fost că a fost aruncat de la etajul 4 și apoi pe caldera. Itinerariul durerii este un lucru care pe mine personal mă atinge și despre care vreau să vorbesc, unul dintre proiectele pe care eu vreau să încerc să le fac acum, ca în Berlin și ca în alte orașe germane, să încercăm, chiar dacă nu mai există casele, pe locurile unde au fost case, să punem pietre comemorative în caldarâm. Deci, acestea fiind zise, am vrut numai să înțelegeți de ce, ce m-am motivat pe mine să mă duc și să vorbesc și să încerc să-i convinc pe toți să facem acest eveniment. După cum vedeți, am patru foi de hârtie cu biografiile celor patru aflați aici la masă, alături de mine, dar vă sfătuiesc să vă uitați pe Google și să aflați totul mai mult decât vă pot spune eu, iar să vă citesc dintr-o foaie n-are niciun fel de farmec. În schimb, este important să știm că toți cei de aici, într-un fel sau altul, suntem legați de istorie și suntem legați de ceea ce se întâmplă astăzi în țara asta, apropo de istoria evreiască. Și eu aș propune astăzi, dacă vrei să încep tu, vrei să spui două cuvinte sau direct la... Spune că să zicem cine e, doamna. Da. Am să spun ce. Da, păi prezint-o pe doamna. Ah, bine. Păi, eu
cunosc. Că cred că n-a să puteți un pot în tot. A, da. Doamna este arhitect. Și arhitect, practician, doctor în arhitectură, cadru didactic asociat la Universitatea de Arhitectură și Urbanism de Urbicu, absolvent la aceleași universități, unde și obține și doctoratul. Am spus și numele? Am spus Astrid Rodman. Astrid Rodman. Astrid Rodman. Și în 1990 pleacă în Israel, unde dobândește și primii ani de experiență ca arhitect. Iar începând din 1995, se întoarce în România, unde pune bazele unei practici private în acest domeniu. De-a lungul anilor, proiectele sale au fost premiate în numeroase expoziții, precum Bienala de Arhitectură și Anuala de Arhitectură din București, sau în alte concursuri naționale de arhitectură. În particular, arhitectura memorială a Holocaustului a reprezentat mereu o temă de interes personal, concretizată în ultimii ani prin studiu și implementarea unor concepte de reprezentare alternativă ale evenimentului, iar de curând, prin definitivarea și susținerea publică a tezei sale de doctorat cu titlul HOA și Arhitectura Graiului între memoria individuală și memoria culturală. Am zis bine? Perfect. Da. Am să Da, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație și pentru ocazia de a vorbi câte ceva despre munca mea de cercetare din ultimii 5 ani de zile legată de acest subiect. Și mai ales trebuie să recunosc că mă simt onorată să fiu în prezența celor prezenți aici, pentru că îi respect pe toți și admir pe toți și urmăresc pe toți, apropo de cercetările pe care le fac în acest domeniu. Cum s-a spus, am susținut de curând o teză de doctorat care are fix această este pe această temă, este vorba de arhitectura memorială a Holocaustului. Și se numește de la memoria individuală către memoria HOA, arhitectura graiului, pentru că de fapt e reprezentarea graiului, a graiului supraviețuitorilor, a graiului tuturor celor care au depus cumva mărturie într-un fel sau altul și de fapt toată această arhitectură pe care la un moment dat o percepem poate, nu știu, ca formă estetică sau nu știu ce, de fapt este răspunsul și rezultatul acestei evoluții de-a lungul timpului, de la sfârșitul războiului și chiar dinainte, este o expresie a memoriei, modul cum s-a creat și s-a coagulat această memorie de-a lungul timpului. Și, de fapt, este drumul de la memoria individuală a celor, a supraviețuitorilor, memoria primă atunci când au început să povestească, până la sunt destule elemente care să te traumatizeze. Dacă știi, dacă pleci având în tine nu, istorie, puține estetizate față de alte memoriale. La în Austria, de noi am fost la Dachau cu un copil de 30 de 20 ceva de ani care nu știa prea multe. N-a înțeles nimic. În clipa care te duci avut un bagaj în tine de istorie, în clipa care ai în spate cunoștințe, informație și poți să conexezi în mintea ta ce vezi, cu ce știi și cu ce ar trebui să fie, atunci rezultatul poate să funcționeze. Da, dar pe altă parte nimeni nu se duce dezechipat acolo, pentru că nu există, chestiunea asta eu când aud cu Felicia, mă refer colegii la ce ai spus tu. O imagine nu vorbește singură, nu este cât 1000 de cuvinte. O imagine e puternică împreună cu 1000 de cuvinte. Într-adevăr, trebuie să fie echipat cu cunoaștere ca să pricepi ceea ce vezi, pentru că și vederea se educă. Dar în privința estetizării, trebuie să ajuns în partea cealaltă. Ior Riuzan are scris un text în care el spune, domnule,
acum ne fermim atât de tare de trauma, încât sunt câteva strategii narrative pe care le folosim mai tot timpul când ne referim la Holocaust. Una e asta cu estetizarea, da? Hai să o facem palatabilă. Palatabilă, apelând la simțul estetic. Al doilea, narativizarea, da? Noi, ca să vă ținem atenția, trebuie să vă spunem o poveste. Dar bruscarea, furtunii care a fost în timpul Holocaustului în câteva linii narrative, evident că simplifică foarte mult lucrurile. Da? Ieri am găsit povestea unui fiului uneia dintre victimele pogromului de la București, care a simulat că este legionar, a rupt o mătură, a stat cu coada de mătură în mână, inclusiv i-a strigat cu taică-s-o, încercând să o scoată din gruparea aia înainte de selecția pentru Gelaba, păduchiosul, rejidane și nu mai știu ce. Deci sunt niște povești de asta foarte greu de pus în aceeași narațiune. Deci, pe partea de filme, noi suntem în curentul mai antinarativ, da? Adică, la un moment dat, nu vreau să intru în convenția asta de în dorința de a-mi seduce publicul doar pentru a vinde o poveste. Dar unele lucruri au duritatea lor și trebuie lăsate în absurdul lor, în care nu există o anumită coerență. A treia strategie de care vorbește Rusen e abstractizarea. Da? Când spunem Holocaust, asta așa, o catastrofă, o furtună, ceva care cumva se produce din cauze naturale, care vine asupra umanității și nu se mai înțelege că e făcută din agenți umani, care au partea lor de responsabilitate. Și e o altă listă întreagă, mă rog, articolul e disponibil, dar trebuie să fim un pic atenți la chestiunea asta, cum combinăm din toate. La centru, la noi, disputa asta am avut-o de 7 ani deja, eu cu Anca, eu sunt pe partea un pic mai dură, Anca e pe partea mai blândă, mai blândă, pentru că are experiența carierei didactice și a expunerii la un public mai tânăr. Evident că trebuie găsit un echilibru. Cel puțin în cazul meu, care nu știam nimică de asta, am precizat, imaginea a contat. Evident, am avut un ghid care ne-a explicat, deci pentru mine a fost o lecție de istorie și eu am plecat de acolo, nu numai cu imaginile, ci știind ce s-a întâmplat. Deci au fost dublate de cuvinte, am primit explicații, nu ne uitam în... Da, eu vă mai și dau reacție. Dar nu înainte, n-am fost pregătită înainte, nu știam absolut nimic. A fost o traumă. A fost o traumă. Susan Sontag a pornit toată cercetarea ei, principal critic de fotografie, de la o traumă. La 12 ani a văzut fotografii legate de Holocaust și în perioada respectivă, într-adevăr, se dau imagini explicite. Eu mi-am început cariera de la preda în gimnaziu și liceu și încă am legături în domeniul ăsta. Lucrez acum cu profesor și îmi face plăcere să mă întorc tot timpul, țin legăturile. De asta tot timpul mă gândesc în tot ce fac, cum îi ne adresăm, cum ar citi copiii. Și de foarte multe ori pot să spun că metoda aplicată de mulți profesori este trauma și șocul. Și mi s-a spus, de ce încercați dumneavoastră să găsiți o poveste sau să vorbiți despre victime înainte sau după acest eveniment, să vorbiți despre comunitatea lor, să vorbiți despre strada lor, despre poveștile vecinilor și așa mai departe. Noi, la ora noastră, citim o poveste tristă, copiii plâng și asta funcționează, e o lecție bună. Și pur și simplu, asta mi s-a întâmplat în multe cazuri în care, efectiv, refuzul de a vedea mai departe, refuzul de a încerca altceva, ceva cu care copiii rezonează. Am văzut de foarte multe ori că, nu știu dacă urmăriți, sunt diverse reportaje în care copiii sunt aduși și de multe ori ca un public obligatoriu la nu știu ce comemorare sau nu știu ce lansare și așa mai departe. Uitați-vă la fețele lor. Deci mi s-a întâmplat când, de exemplu, la Vaslui am avut o expoziție despre fotografiile din comunitate care erau pe diferite teme și în cele 10 teme una era Holocaustul,
Dar asta nu însemna fotografie negativă, adică fotografia lor ca victime. Nu. Fotografii din viața lor și în descriere era și ce li s-a întâmplat. Deci descrierea e legată. Erau pur și simplu fotografii ca și cum te-ai fi uitat într-un album de fotografii al oricăruia. Chiar mi s-a întâmplat la o expoziție să vină cineva, o autoritate religioasă evrească, și se întrebe, dar unde sunt evrei? Că toți erau, puteau să fie polonezi sau cehi sau orice altceva. Și erau ca noi. Asta e și demonstrația. Fotografia, de fapt, universalizează totul. Deci poți să te îmbraci doar dacă ești în îmbrăcăminte religioasă. Și am avut șocul, deși noi am spus că facem ateliere cu copii de la clasa 5-a. A venit o clasa 1-a. Ah, voioși, așa. Am avut un moment de șoc. Ce fac? Avem pernuțe și după 3 secunde, brusc, am întrebat. Vreți să auziți o poveste? Da! Și au început lucrurile. La fel, a venit o clasă mai mare. Era totuși pentru liceu totul conceput. Și erau foarte, de-abia târau picioarele după ei. Erau plini de energie. Și întreb, de ce ați venit? Ce vreți să auziți? Păi despre Holocaust, nu? Aici despre evrei, trebuie să fie totul trist. Și atunci, deci, erau, pur și simplu, erau selectate fotografii și povești din zeci de interviuri făcute în România și puteai să adaptezi. Și am vorbit despre glume, despre povești de dragoste, despre... Wow, niciodată n-am auzit povești de dragoste despre evrei din România. Deci lucrurile pot fi spuse chiar și povești legate despre... Da, te adaptezi, evident. Te adaptezi pentru că sunt foarte traumatizați, sunt obișnuiți cu trauma și am o veste. Deci trauma în puține momente funcționează, de multe ori desensibilizează subiectul, îi face să se îndepărteze și chiar am avut copii de 12 ani, care după ce făcuseră o aplicație în care povesteau muzică tristă și ce s-a întâmplat cu săracii copii evrei, când s-a închis momentul respectiv, sigur că au făcut asta, pentru că erau evrei și ei l-au omorât pe Iisus. Deci am înghețat în momentul ăla. Am înghețat. Nu poți să... Da, depinde și de vârstă. Eu am exclus copiii. Când am zis că ar trebui ca imaginile să fie destul de dure, eu nu m-am referit este la copiii foarte mari. Nu, dar deschis-o care plutește acolo. Dar care-i surpriza pentru mâine? Am pentru mâine și cred că trebuie să cer permisiunea pentru asta. Sunt profesoare de engleză și astăzi la un curs opțional am vorbit despre... Adică le-am pus copiilor să vadă Neguțătorul din Veneția. Mâine trebuie să vorbim despre el. Eu vreau să vă cer permisiunea ca mâine să amânăm un pic discuția și să prezint proiectul acesta. Cu locurile. E ok? Da. Da. Dar cred că... E poate cel mai frumos, poate cel mai frumos lucru reacționa care ești din seara asta. Dar vreau să vă spun că cu tine noi am avut noroc. Că te-au traumatizat, că ai început să... Nu m-am măritat asta cu bărbatul, acum am zis că poate. Dar poți să știi, dacă ai vorbit cu Freud, de ce la 20 de ani am pus ochii pe el, nu pot să știi. Dar vreau să spun ceva, eu sunt... Era drăguț, da. Eu sunt printre cei care au văzut Arhivele Spirită. Și de vă spun asta, mi s-a făcut pielea de găină, pentru că este atât de puternic să fii închis într-o... Pentru că, practic, intri într-o cămăruță unde ești închis cu un om. Chiar dacă e pe ecran. Dar el îți vorbește. Am văzut 386 de ore de testimonii care în fiecare zi când plecam de acolo nu știam cum se respiră. Și după aia am făcut aproape 20 de filme numai pe teme de Holocaust. Și unul dintre filmele pe care l-am făcut este cu un supraviețuitor. Și am să vă spun mai două cuvinte, este o poveste foarte frumoasă. În lagărul de la Buchenwald au fost găsiți 400 de copii între 12 și 18 ani.
fost salvați. Și care au fost luați de acolo, duși într-un castel la, lângă Paris, au fost evaluați de un număr de psihologi, psihiatri și au spus, doamne, copiii ăștia sunt pierduți pentru societate. Sărim 40 de ani, în cei 400, unul este Elie Wiesel, unul este rabinul șef Israel Lau al Israelului, 48 de ei, din ei sunt milionari, 57 sunt profesori universitari, deci în afară de unul singur, unul singur, care nu au reușit să se salveze, toți ceilalți au ajuns în ei. Dar chiar salvarea celor copii a fost o poveste, întreagă. Da. Eu am avut, am făcut filmul unuia dintre acești copii, polonez, și de obicei când intervievăm și Adrian știe la tu stai în față, el în fața ta, lângă tine e camera și tu când vorbești ca regizor, ca intervievator, tu încerci să-i dai energie celui din fața ta. Încerci să-l ridici și să-i dai putere. Și în timp ce povestea, simțeam cum procesul s-a inversat. Cum eu îmi trăgeam puterea de la el. Și când mi-a povestit cum au intrat nemții în cameră, unde era el cu mama, cu copiii, cu frații lui, cu tata, cu bunicul, și primul lucru, unul a scos baioneta și i-a tăiat burta mamei care era însărcinată. Și se uita în ochii mei și povestea. Și eu trebuia să îmi adun energia să-l întreb încă o întrebare. De-aia spun eu că personalizarea omului este poate lucrul cel mai important, da, în a face așa ceva. Pentru Anca, am fost la Bereșit în, la Muidion, acum în noiembrie, și a fost o doamnă profesoară, am să-i caut numele că nu mai țin minte, care lucrează cu copii și care a înțeles că despre holocaust copiilor nu le poți transmite numai elementele negative, și a început să scrie niște cărți cu povești pentru copii și una din povești se cheamă Toneta de înghețată, în care o poveste adevărată. O poveste adevărată, în care povestește extraordinar, m-a captivat povestea cu eram într-o dugheană, mă duceam în fiecare zi la Toni gelatierul care mă întreba de care aromă de înghețată vrei. Cert este că acest italian îi salvează, se întâmpla în Ungaria acțiunea și este scrisă atât de frumos pentru copii, fără o urmă de violență pentru copiii mici. Urmarea publicării acestei cărți, care a fost tradusă în 5 limbi, primește foarte multe telefoane de la persoane care au început să-și povestească experiențele și care nu au vorbit până acum despre ce li s-a întâmplat în timpul Holocaustului. Și e foarte mândră. Socrul ei care i-a povestit povestea, că este povestea adevărată a socrului doamnei care a scris copilul, doamna a venit la Bereșit chiar cu soțul, deci cu fiul celui care a inspirat povestea, s-a prăpădit din nefericire curând, iar soțul care trebuia să ne arate scrisorile pe care le-a primit tatălui în momentele când a plecat din Ungaria, l-a salvat ambasadorul din Salvador, i-a dat o hârtie că nu e evreu. O să caut povestea, să îți dau un link, să o folosesc pentru copii. Nu se putea opri din plâns, era mai traumatizat decât tatăl care apărea în filmulețe și cu care vorbea Nora, vorbeau alții, îl intervievau și avea exact puterea de care spui, povestea cu o detașare și cu... Era mult mai afectat fiul care n-a trecut prin această traumă decât... Ea e o poveste foarte bună pentru copii. Există traumă de generația a doua și a treia. Nu, povestea adevărată, dar e scrisă... Dacă mai are cineva întrebări? Gata. Ceva? Și la poliție l-am zis.
Aș fi vrut să adaug, aș vrea să fac referire la băiatul la care, de care ne-a spus că l-ați dus acolo, avea 24 de ani și că nu știa nimic și cred că e important de menționat faptul că el nu avea nevoie să știe ca să fie într-un fel îndreptat prin prezentarea violentă a unei situații. Cred că generația din care fac parte, cei născuți după 1990, nu cred că mai au nevoie să fie îndreptați prin situații violent prezentate. Nu-mi dau seama de ce, dar în societatea românească din ziua de azi nu văd tineri îndreptați înspre antisemitism. Cei până în 30 de ani. Nu. Stradă. În sectorul 1. Aș dori să dublez, pentru că ne aflăm în generația asta cu, adică eu sunt mai mulță decât tine, cred, din câte văd, dar noi creștem în generația cu political correctness. Da, corect. Dar eu întreb altceva. Sunt două lucruri despre care putem vorbi acum. Despre ceea ce zicem și ceea ce simțim. Dar pe blocuri sunt... Să vă arăt ce vorbesc eu. Ai învățat în școală? Nu zic de tineret. De tineret vorbind. De unde ai aflat? De tineret vorbind. Fenomenul. Ai vrut? Ai vrut? Că tocmai educația nu se face și încă nu se dovește. Din cauza politicii corecte. Eu care nu sunt mare adept al politicii corecte, trebuie să vă recunosc. Pentru că duce foarte mult spre o altă direcție, care este nu acum locul de a discuta. Eu mă agit aici cât mai tare. Da, pe de-aia nu vrem să intrăm în această discuție, în această politică. Dar eu cred că există două lucruri. Există politicii correctness care te ține să faci anumite lucruri. A, deci nu vorbești, dar vorbești despre asta. Și asta ce simți? Da. Adică e posibil ca tinerii să simtă ură și să nu și-o exprime din cauza politicii. Nu ură, n-am zis. Adică nu e posibil, adică există și posibilitatea. Eu vreau să adaug că acum nu ne cunoaștem. Și mama mea era născută în 1923, dar în ciuda acestui fapt, eu merg în vama veche în continuare de când am terminat liceul. Și din păcate, văd, an de an, și vara asta am fost de 3 ori, o mulțime de tineri cu tatuaje ale gălzii de fier și tot ce vrei să gândiți. Poate unii nu știu ce și-au tatuat, dar mulți cred că știu și cumva e un fel de a exprima fără cuvinte ceea ce gândesc. Despre asta vorbim. Da. Dar există și în Brașov, din Bulevardul Republicii, Michael Weiss sau ceva de genul, Michael Weiss. Este o stradă. Este o stradă unde într-un intrând este sediu afiș regi. Cu sediu Mișcării Legionare, cu fotografii, cu tot. Da. Am sesizat la comunitate, nu s-a întâmplat nimic, dar de bine. Studiu, e și mai greu să... că nu e că se joa bibliotecă pe ăștia. Dacă mergi la vară, nu ce nu la 2 mai e locul. Da, fi foarte interesant. Eu văd foarte multe. Adică credeam că fenomenul e marginal, dacă spuneți că... Dar trebuie să și intervievezi. Mă iei cu tine. Credeți-mă și întreb. Eu n-am spus că e un fenomen, doamne iartă-mă, să nu înțelegeți greșit. Eu n-am spus că e un fenomen general. Clar. Dar există undeva. Iar ceea ce mi este mie frică este că noi totdeauna ne gândim cum să zicem frumos. Să nu le arătăm aia cu sânge și să o zicem frumos, dar ăștia când o să vină, o să vină cu bâta. Cred că trebuie să găsite canale de comunicare în funcție de fiecare categorie, fiecare vârstă și așa. Da. Da. Graduat. Și pentru că fiecare are genul de informații pe care o acceptă. Ceea ce este foarte important este faptul că, nu știu dacă deja de anul trecut sau de anul ăsta, acest holocaust se va studia în școli. Iar aici mi se pare că este extrem de important. De mult se vorbește despre asta. A mai fost o încercare. Important este e pe legea de data cum asta. Cum vor arăta acele manuale?